Una dintre cele mai mari universități din România a organizat Festivalul Internațional de Teatru Studențesc Hyperion, tratat ca o sărbătoare dedicată tinerilor creatori de teatru. Evenimentul a avut loc cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei. Scopul Festivalului Internațional de Teatru Hyperion a fost acela de a promova studenții și masteranzii din anii terminali, oferindu-le tinerilor artiști posibilitatea de a juca pe o scenă de teatru în fața specialiștilor din domeniu și a publicului larg. Prima zi de festival a fost dedicată francofoniei, fiind prezentate spectacole în limba franceză în prezența unor invitați de marcă din Franța și Belgia. Festivalurile studențești și, în general, teatrul studențesc este mult subevaluat, după părerea mea, pentru că sunt convins că după această primă seară foarte mulți dintre spectatori au fost plăcut surprinși de calitatea prestației scenice a unor tineri care au acea spontaneitate și originalitate specifică vârstei și care pot aduce o notă de nou și de culoare în oricare spectacol. În cadrul festivalului a avut loc expoziția de fotografie Umbre, având ca tematică lumina în teatru, reprezentând o selecție de tablouri din piesele de teatru montate recent în România.